profund nemulțumiți de sfârșenia ministrului Educației și Cercetării, Adrian Curaj. Sindicaliștii în învățământ sunt deciși ca în zilele de 18 și 19 aprilie să picheteze sediul guvernului Cioloș. Nu este vorba numai despre noua grilă de salarizare, este vorba despre multe alte probleme rămase nerezolvate pentru sistemul de învățământ, deși noi în repetate rânduri am încercat să le aducem în atenția Ministerului Educației, în atenția guvernului. Din aceste motive, în primul rând, vom organiza o pichetare a guvernului în zilele de 18 și 19 aprilie. Avem aprobarea în acest sens a primăriei municipiului București. Județele vor veni cu un anumit număr de membri de sindicat, astfel încât să asigurăm cele 300 de persoane pentru care avem aprobare să protesteze în Piața Victoria. În cazul în care negocierile cu guvernul nu vor da rezultatele scontate de sindicaliști, aceștia vor trece în etapa următoare la organizarea unui marș de protest în jurul Palatului Cotroceni. În cazul în care semnalul nostru nu va fi auzit și lucrurile nu se vor mișca, mai intenționăm să organizăm un marș de protest în jurul Palatului Cotroceni. Și sigur că în funcție de ceea ce se va întâmpla, vom gândi și alte acțiuni specifice sindicatelor. Dascălii sunt convinși că doar prin solidaritate vor putea determina guvernul Cioloș să renunțe la găselnițele tehnocrate de cârpire a nevoilor majore ale sistemului de învățământ, care sunt cauza declinului accentuat al școlii românești, afectată de reformele începute și niciodată duse până la capăt de guvernările postdecembriste.